găsit în această noapte de Revelion, aici la Jurnal TV, o echipă de miniștri înflăcărați în part cârlani de aur pentru toți cei care anul acesta au ieșit în vizor și au făcut lucruri mai bune sau foarte bune, de exemplu, cum ar fi următorul candidat la cârlanul de aur, unul care ne este bine cunoscut tuturor. Și nu doar grație faptului că și-a făcut studiile undeva la Strasburg, corect? Sorbona. De fapt, la București, dar la o filială a Universității din Sorbona. Și nici măcar grație faptului că a făcut o școală de zâne care fac surprize. Și nici măcar grație faptului că ne-a salvat de mirosul urât din capitală. Și nici măcar grație faptului că ne-a oferit 100 și câte de troleibuze? 102 troleibuze. El ne este drag pentru faptul că zâmbește, pentru faptul că de după ochelarii lui cu sticlă groasă vede tot ce se întâmplă în capitală, dar mai puține lucruri reușește să le repare. Nu-i așa, Viorel? Așa este, Natalia. Eu zic să ne amintim încă o dată de următorul candidat la cârlanul de aur. În anul de grație 2007, locuitorii capitalei aveau două opțiuni. Iordan, perversul care își miroase ciorapii, sau Chirtoacă, tânărul școlit la Sorbona, vârf de lance al luptei anticomuniste. Chișinăuienii au ales, evident, răul mai mic. Și așa ne-am pomenit cu cel mai tânăr primar din Europa. Trecut au anii cum trecură, iar Dorin Chirtoacă se laudă și acum cu trei mari realizări. Eliminarea mirosului urât din capitală, curățirea lacului Valea Morilor și 102 troleibuze noi pe străzile capitalei. Chișinăuienii îi atribuie însă și alte merite. Toleranță față de corupția din primărie, gheretele și construcțiile hidoase răsărite ca ciupercile după ploaie, monumentele istorice dispărute peste noapte. Primarul general este un bun orator și mânuiește cu iscusință cuvintele, vrăjindu-și cu vorba dulce alegătorii, dar mai ales alegătoarele. Nu știm cine l-a ținut ocupat în seara din ajun, însă de ziua limbii române acesta și-a dezăgit fanii, prezentându-se la trei evenimente diferite cu același discurs. Haideți doar să ne imaginăm. Ce-ar fi fost dacă astăzi, aici, pe această scenă, eu sau oricine altcineva ar fi venit aici și ar fi spus Good evening! Good evening! Ladies and gentlemen! Sau bonsoir! Madame, mesdames, messieurs! Bună seara, signore e signorini. E mai aproape un pic. Sau dobrý večer, уважаемые. Dame și господа. Da, mai degrabă ar fi fost. Уважаемые товарищи. Уважаемые товарищи, работники и работницы, колхозники и колхозницы. Domnul Chirtoacă, vă salutăm în seara aceasta. Știm că ardeți de nerăbdare să vă rostim numele și să-i salutăm pe toți cei de la masă la care stați și tot cei cu care ai ciocnit șampanie. Uite, chiar în cinstea dumneavoastră, în momentul ăsta, se vor mai auzi niște clinchete, pentru că, până la urmă, nu avem președinte, dar avem primar. Tot e un lucru bun, nu e așa, domnul? Și locul lui de muncă e chiar aici, alături de noi. De asta săracul e văzut și arătat atât de des la postul nostru. Dar ăsta nu-i singurul lui păcat, care a rostit un discurs de vreo 3 ori. Are mult mai multe și mai grave păcate. Dar hai să-i dăm cârlanul pentru asta. Eu nu văd niciun păcat în asta. Eu cred că un primar adevărat nu trebuie să se ocupe cu învățatul de pederost a discursurilor și compunerea discursurilor noi. El trebuie să se ocupe cu treburile capitale. Și cred că Dorin Chirtoacă, în cazul dat, are dreptate. Eu știu așa că, spre exemplu, Dan Bălan, mergând de la concert la concert, nu compune cântece proaspete și noi pentru fiecare concert din punctul A spre punctul B, pentru fiecare concert nou. Exact așa și domnul Chirtoacă. De ce trebuie să compună cântece noi când este un discurs foarte bun scris la locul lui? Viorel, dar ce te face să fii în această seară de Revelion atât de tolerant față de cel cu care nici măcar nu ești prieten pe Facebook? Mă face să fiu tolerant, din nou, ți-am mai spus, este vorba de omenie. Platonul mi este prieten, dar adevărul e mai scump. Și adevărul e că de data asta n-a... Adevărul este că domnul Chirtoacă este și el om, este tânăr și încearcă să țină în mâinile sale hățurile unei capitale europene. Și altă fațetă adevărului e că în următorul mandat de primar ar putea să demoleze și sediul primăriei, care tot un monument de arhitectură, deci nu fiți atât de îngăduitori cu el. Dar pentru orice eventualitate, discursul este. Eu cred că și cu un centru istoric absolut demolat, nu e chiar atât nereparat de grav, în schimb,
În seara aia, el nu apare spunându-ne good evening, ladies and gentlemen, sau dobrý večer, dame, gospoda. El spune românește, bună seara, doamnelor și domnilor, nu mai avem centru istoric, în schimb, vă vorbesc românește. Domnul Chirtoacă, să știți că noi în seara asta suntem mult mai buni la suflet decât în oricare altă seară care va mai fi după Revelion. Vă amnistiem pentru un discurs rostit de 3 ori la 3 evenimente diferite, dar nu vă scutim de un cârlant de aur. Dragi spectatori, ne aflăm la primăria municipiului Chișinău. În spatele acestor uși este biroul primarului general Dorin Chirtoacă, care muncește de zor și nici nu bănuiește ce surpriză îl așteaptă. Să intrăm! Cum vă simțiți în toiul sărbătorilor de iarnă? Cum spune, în asemenea cazuri, parcă muncesc. Noi, la emisiunea Ministerul Adevărului, am constatat că dumneavoastră meritați un premiu. Da, acesta este premiul din partea noastră. Cum credeți, ce reprezintă? Eu știam că vine anul dragonului. Cred că este un dragon, dar mai micuț așa și... și un pic mai... Un dragon mai moldovenesc. Cine știe, poate o da niște brânză, niște lapte, după cum arată. Ori sunt niște gafe și pentru asta primesc un asemenea cadou. Ori sunt niște rezultate, poate pentru trolebuze sau pentru lumina de sărbătoare sau pentru proiectul cu drumurile. Să nu fie cumva un semnal mentalității noastre, că atunci nu dăm de bine. Sunteți aproape de adevăr. Noi, de fapt, vi-l oferim pentru că aveți o memorie fenomenală. Sper că știți la ce mă refer. Să vă dau un indiciu? Poate mai bine vă arăt. Astăzi, aici, pe această scenă, eu sau oricine, cineva, ar fi venit aici și ar fi spus good evening, good evening, ladies and gentlemen. Vă amintiți? Da. Mesdames et messieurs. Da. Da, mi-amintesc. Pentru faptul că am spus practic același discurs de 3 ori. Îmi asum angajamentul să mai repet asemenea situații, numai că mesajul va fi altul. După cum vedeți, suntem la Ministerul Adevărului, v-am spus adevărul curat, așa cum este. Domnule Chirtoacă, vă felicităm, vă dorim un an și mai bun decât cel care a fost, în care chiar ați reușit să faceți lucruri bune și știu că vă întristează de fiecare dată faptul când doar aruncăm cu pietre în primărie, fără ca să ținem minte lucrurile de aur bune care s-au întâmplat. Și totuși, domnule Chirtoacă, noi astăzi v-am premiat, nu pentru discurs, ci pentru memorie bună, că nu oricare politician de la noi se poate mândri cu asemenea memorie. Și dacă tot țineți mai mult la limba română decât la aspectul orașului Chișinău, insist să schimbați firma de pe ușa biroului dumneavoastră din Chirtoacă Dorin în Dorin Chirtoacă, că este mai românesc.